De sărbătoarea florilor, echipajele poliției au desfășurat controle ample în trafic pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Încă de vineri seară a fost suplimentat numărul echipajelor în tot județul. În timpul verificărilor, oamenii legii au aplicat numeroase amenzi, fiind întocmite și dosare penale pentru zeci de șoferi. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat peste 900 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora fiind de aproximativ 300.000 de lei. De asemenea, polițiștii rutieri au reținut 66 de permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare, fiind constatate 24 de infracțiuni la regimul rutier. Controlele vor continua și în perioada următoare. De Paște, echipajele poliției vor fi în stradă în număr mare, atât în weekend, dar și în zilele de luni și marți, pentru prevenirea evenimentelor nedorite. Polițiștii vor acționa în zonele aglomerate și vor fi cu ochii pe șoferii care se urcă băuți sau drogați la volan.